Hei, salutare! În acest video o să vă arăt cum să vă faceți bocancii sau adidașii rezistenți la apă. Acum iarna e aproape pe terminate în multe zone ale țării, dar începe sezonul ploios de primăvară. Și acest mic truc vă poate fi de folos. Tot ce aveți nevoie este parafină, ceară, de la lumânări pastilă și un feon. Merge un feon de casă, de păr. Eu folosesc unul din ăsta industrial, care se încălzește până la... Are două trepte, de 250 de grade și 500 de grade. Așa. Tot ce trebuie să faceți e să frecați suprafața foarte bine cu ceară, să intre în fiecare găurică. Mai ales unde sunt crăpături, încercați să băgați cât mai multă ceară. No, și de dragul acestui video o să fac doar atât. Luați un feon, încălziți până ceara se topește și se absorbe. Închis un pic la culoare, dar sper când se răcește se va deschide la culoare. Ceara este hidrofobică și de asta tofii o să devină rezistenți la apă. Cam atât a fost pentru video acesta. Dacă vă place, dați un like, comentați în secția de comentarii și abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum. Vă mulțumesc și ne vedem în video următor.